I know you gonna dig this. Suntem săzui de probleme și de zile grele. Azi n-am niciuna dintre ele. Nu e una, nu e una dintre ele. No. Mai știi cum ziceam? Câte visam că vom face când vom fi mari. Și câte am pierdut pe drum în goana după bani. Toți așteptam să ne luăm zborul, că ne amăgeam cu viitorul. Dar viața nu înseamnă să aștepți ca furtunile să treacă. E să înveți să dansezi în ploaie luarcă. Când toate vin și pleacă, tu mergi pe drumul tău și mai încearcă. Bună ziua! Sau bună seara, de fapt, că este seara pe la mine. Și bine v-am găsit la un nou vlog. Un vlog care este continuarea, să zic așa, la vlog 14, care este pe aici, pe la încărcat. O să trească să iau laptopul de aici, să-l pun jos, că dacă mă prind băieții cu el la genul ăsta, așa că nu mă risc. Dacă nu mă risc, nu mă risc. Nu vreau Wi-Fi. Așa, eu mă chinui să-mi uploadez vlogul, cu toate că n-am semnal aici. Să-mi notez și eu ora de începere a programului, 19:35. Încă nu s-a făcut, dar o să-i dau drumul la și 35. Cu kilometrajul 863746. Așa, așteptăm, s-a făcut între timp și 35. Ok. Intrări, șofer 1, țară inițial, UK. Intrare memorată. Dăm pe ciocanele. Și acum ce avem de făcut? Da. Rămân fără AdBlue și asta nu-i bine. Sub jumătate de rezervor și n-am alimentat ieri de la firmă de lene. Bun. Deci bineînțeles că voi lăsa remorca plină cu lădițe aici. Voi face ceva nemai făcut. Unde ne... aici. Tras frâna de mână. Voi trage siguranța întâi și după aia voi lăsa picioarele și o să vă explic și de ce. Așa am făcut și atunci când am trândit-o pe aia, de-am uitat să-i las picioarele. Dar ideea e că dacă îi las picioarele și le las mai mult decât trebuie, nu voi mai putea să trag siguranță, cuplă. Invers, Silviule. Invers. Așa. Plăcea remorca asta că era spălată. Remorca mea e deja încărcată. Okay. Uitați-le cum stau ele acolo. Liniștite. Acolo să stea. Ei au zis că nu vor remorca, că nu se ating de ea. Aici o las. Să mai scot cablurile. Să mergem să o cuplăm pe cealaltă. Mă, nu știu, le pot să le las aici, că doar o dau jumătate de metru mai în față. Ajunge. Nie. Care cum sunt. Aves.
că astea sunt încurcate rău cablurile aici. Ăsta la alt. Mamă. Eu vă zic că s-a încurcat. Gata. Pentru siguranța mea o voi lăsa un pic mai jos, ca să nu lovesc apărătorile. Dar mi se pare că pe capul ăsta tractor am sanie. La ce-i zic eu sanie? Haide să vă arăt repede, da? La asta de aici, alunecă remorca pe... pe ele și nu se mai înfige cuiul de la remorcă în șasiu. Băi, mă duc. Trebuie să dau un telefon repede acum. Și în curent reiau filmarea de când mă bag sub remorca cealaltă. Așa, am revenit. Haideți să vedem și unde este remorca mea lăsată. În rampa 4 mi-au zis băieții. Ban 18. E bine că nu-i de-aia lungă. Venise unul mai devreme cu o remorcă de-aia lungă, dar cred că a încărcat-o și a păstrat-o el. Ia să vedem. Trebuie să mă dau jos să dau ăla de sub ea la o parte. Băgăm ea și picioarele și ăla-i plin de vaselină. Atât momentan. Să ne dăm jos. Să vedem cum dracu funcționează chestia asta, că habar nu am. Apoi să îmi bag eu picioarele în ea. Așa, și... Oare o ridică sau o las? Acum habar n-am. O las, mai mult ca sigur. De mâna-i trasă, totul ok. Putem să ne băgăm sub ea să cuplăm cablurile. Atât, să am și-o loc. Are cablu de ABS pus aiurea, dar tot e mai bine decât cealaltă remorcă.
ei. Bine. Mâini de lemn ce am și eu. Am ajuns ca manivela asta din mână. E clară treaba. Bine. Așa e când lucrezi de noapte și nu vrei. Echilibrare. Mai verific motorina la tecau. O scot din rampă, îi verific semnalizările și mă duc să-mi iau și o cafea. Asta nu vă mai filmez. Motorina la tecau are sub jumate, e acceptabil. Băi, cam atât, ne vedem mai târziu un pic. Băi, de ce nu mi-ați zis? De ce nu mi-ați zis să verific roțile la remorcă? Că nu le-am verificat. Glumesc, că voi n-aveați de unde să-mi ziceți că, na, vedeți videoclipul ăsta la ceva timp după ce îl filmez eu. Bine că mi-am adus aminte, am uitat să pornesc și frigul. Și ce credeți? M-am oprit la prima parcare și am făcut acolo verificările de roți și am pornit frigul. La capul tractorului nu era o problemă, că le-am verificat ieri, sunt țiplă. Dar, doar că la remorcă nu prea m-am uitat așa cum trebuie. Poți păți, ce să-i faci? Mi-am dat drumul la un radio ăsta englezesc, că tâmpeam fără muzică. O luam razna, nu mai. Iau și un overspeed așa în direct sau nu mi-l iau? Eu nu-l împiedic, dacă vrea el. Da, am scăpat de el. Băi, da, mă duc la o cooperativă aici, nu știu, erau vreo 100 și ceva de kilometri, 2 ore fac direct din A1. Am mai fost odată acum mult timp, de fapt prima mea cursă de la Greenvale la asta a fost. Mă duc, descarc aici, după aia mă întorc la Greenvale și mă duc la Newhouse, care este încolo spre Glasgow. Descarc și acolo și după aia bănuiesc că o să mă întorc chiar la Greenvale. Nu știu. Ăștia de la muncă, n-am mai vorbit cu ei azi, m-am supărat pe ei. Mi-am lăsat în pace, nici nu cred că au idee de remorca asta până la urmă, că tot n-au descărcat-o, că ei mi-a zis că or să o descarce și după. Da, bine, mă rog, mi-a zis ăla că nu o descarcă, am lăsat-o acolo, sănătate, am luat cealaltă remorcă. Azi n-am putut să dorm, de-aia sunt așa de aerian, am pișcat, nu știu, o jumătate de oră, ceva de genul, dar am dormit în etape. Ba că mi-era prea cald, m-am pornit motorul, am dat drumul la aerul condiționat. Era bine, dar mă trezea zgomotul motorului. De fapt, nu zgomotul, vibrația motorului. Și n-am putut să dorm, dacă am dormit azi noapte destul de mult. Dar
dar și patrula de poliție. Când trece patrula, mi se trezește ideea de a filma pentru vlog. Hop, și vine încoace. Da. Băi, mă duc la ăștia, cred că ne vedem la ei acolo. Acum nu știu, probabil ați văzut acea ventuză pe bord. Aș vrea să scot camera, să o prind, să o lipesc de... să o lipesc undeva pe afară când trag la rampă. Cu ocazia asta mai trag și un cadru ceva pentru intro, că vreau să modific intro-ul, că nu-mi place, e prea clasic. Oare patrula aia o avea radar ceva pe ea? Habar n-am, că pe aici am limita de 80 de mile și o merg cu 80 de mile, doamne, 80 de kilometri pe oră și o merg cu 90. Dar nu știu. Voi afla dacă îmi dau gelofare în spate sau nu. Da, ziceam de intro că vreau să-l schimb, vreau să-l fac un pic mai, nu știu, mai animat, ca să zic așa. Văd ce păstrez din el, ce nu păstrez, ce tai, ce nu tai. Ce mai am de zis? Băi, dar nu știu dacă am eu vreo șansă. Sunt curios care se pricepe în... dacă există cineva care se uită la mine și mai face chestii de genul ăsta, de randat videoclipuri, dar îmi trebuie neapărat cu MacBook-ul și cu iMovie să-mi dea și mie un sfat ceva. Dacă este cineva care cunoaște iMovie destul de bine, este rugat să-mi lase un comentariu să vedem cum putem să discutăm. Că vreau să fac o chestie, dar nu o găsesc. În fine, o să mă mai documentez eu și pe net despre treaba asta. În Adobe învățasem să o fac, numai că nu mi-a reușit. Uitați, era și el acolo. Aș putea dacă cobor pe aici, da. Da, am bat picioarele în el de șel data viitoare. Ia cât AdBlue mai am. Peste jumate mi-ajunge. Mai reține eu la întoarcere să cobor să mă duc la el. Îl bag pe GPS, cred. Nu știu dacă e și pentru camioane. Voi afla. Ai insignia aceea, emoții să mă depășești. Băi, gata, nu vă mai plictisesc. Sau haide să vă mai plictisesc un pic. Băi, nu știu, dar cred că pasul ăsta de a-mi da demisia de la ei este cât mai aproape. Nu mai supăr cursele astea de noapte, mă ia nervii cu ele. Nu pot să mă odihnesc ziua, acum e prea cald, apoi dracu să ia, că nu știu cum au putut să găsească cursa asta aici. Nu mai contează. Dar problema e că nu vreau nici pe prelată. Deci nu vreau, mi s-a scârbit, mi s-a ajuns de prelată. Nu mai vreau prelată. Rămâne doar să mă duc să vorbesc cu ea, cu scanile alea. Dar eu știu că în principiu trebuie să fie cam tot același lucru la ce facem și noi. Nu știu. Să trec o fugă într-o zi. Vedem, poate au nevoie de șoferi. Și să vedem ce condiții sunt pe acolo. Cred că o să mă duc chiar săptămâna asta când intru în liber. Nu știu, nu sunt eu fan Scania 100%, dar până la urmă mai puțin contează camionul. La ele am văzut că sunt îngrijite. Mereu le-am văzut ok. Mi se pare că sunt Euro 6 și au și astea la alte next gen. Ușor, ușor le schimbă. Mă rog, e firma mult mai mare decât Banisterul, au mult mai multe camioane. Dar de plătit s-ar putea să plătească la fel. O să mă ușor să intre băine, ne aveți night shift-uri, aveți aia, aveți aia, aveți aia, da. Mai aveți nevoie de șoferi? Mă luați sau nu mă luați? Eu lucrez la Banister. De ce vreau să plec de la Banister? Pentru că camioane proaste și
night shift pe care nu-l suport. Da. Băi, ne vedem la cooperativă când ajung la descărcare. Mai am 42 de kilometri, deci pentru voi o secundă, pentru mine vreo jumătate de oră, aproximativ. Bun. Nu pun camera afară, că e destul de beznă și întuneric. Ce face ăsta? Sper că nu vrea să-mi ia mie locul. Deci mi-a zis că un camion în 37, este cel de acolo, nu știu dacă îl vedeți, care are ușile încuiate, deschise, doamne, nu încuiate. Dacă tu nu știi ce faci, las că știu eu. Nu-i problemă. Am două variante, să mai fac încă o românească sau să o bag de pe partea mea, de pe partea opusă mie. Și cred că o să aleg varianta cu partea opusă mie. Sper doar să nimeresc rampa. Oh. Nu-mi place. Mai bine mai făceam eu rom. No. Mă risc prea mult. Mai fac o românească. Nu-mi place și dacă nu-mi place, prefer să nu. Hai, băiatule, haide că m-ai încurcat deja. Da, bravo. Și a doua românească, 37, asta e. Mă duc să deschid ușile repede. Repejor. Avem și lumină, remurc. E bine dacă avem lumină, remurcăm. E bine, bine. Așa, stați că ne aleargă șantărul. Pac. Să vedem, o nimerim noi din prima sau nu. Hai mă, pentru un centimetru. Oh, ușor. E, acum e bine. Gata. Da, mă duc să le duc cheile, actele, trebuie să aștept în cantină și ne vedem mai târziu. Probabil unii ar plăti să vadă lucrul acesta, dar pe cât pare așa de frumos, nu pot să zic că nu e frumos.
dar credeți-mă că este al dracului de obositor. Deci vedeți cum e afară, sper să se vadă pe cameră, deci e destul de luminat. Ceasul este 12 și un sfert, noaptea, da? 12.00.15. Deci, nu, peisajul într-adevăr e ceva ce eu nu am mai văzut până acum, la ora asta așa luminat. Într-adevăr, suntem în nord și tot spre nord mergem, adică merg, mă rog, dar credeți-mă că mă rupe la ochi și mă obosește groaznic. Mai vine gen cât un de-asta cu xenoanele lui de 2 lei. Băgam iaș picioarele că n-are el lupe pe mașină. 3 ore 26 conduse. Mai am 22 de kilometri până la Greenville. S-a terminat combustibilul, adică cafeaua. Acum 5 minute am luat ultima gură. Sunt să mă aprovizionez. Da. Deci mă sunt rupt de somn, credeți-mă, sunt rupt de oboseală. De-abia aștept să termin livrarea asta. Am vorbit cu colegul meu de cameră, adică tatăl prietenului prin care am venit aici. Și este și el la o jumătate de oră de Greenville parcat, dar este spre nord, adică cum mă duc eu acum spre Newhouse, spre Glasgow, ca să zic așa. O să mă duc la Newhouse, o să livrez. O să sun la birou și dacă mă aduce înapoi spre Greenville, o să mă opresc lângă el în parcare. E o parcare unde se vede marea frumos, sau, mă rog, oceanul. Sper să-l văd doar acum la dus unde e parcat și la întoarcere să mă parchez și eu lângă el, că probabil o să încărcăm amândoi mâine, adică mâine, deja e duminica azi, dar, mă rog, mâine seară, duminică seară. Eu încă consider că e sâmbătă, așa, nu știu, nici nu știu cum să zic. S-a iluminat un pic. Mai sunt acolo la cimitir unde am zis eu că nu știu dacă este parcare sau este. Mai sunt încă doi colegi parcați acolo. Suntem câțiva de la Bannister parcați în zona asta. Vlogul cred că încă se încarcă, nu știu, nu m-am uitat ultima oară, era la 67%. Când am plecat de la cooperativa asta unde am avut de livrat, că nu știu cum îi zice și nici nu-mi bat capul să aflu măcar. Da, mă scuzează, trebuia să fiu atent la ce fac. De acum știți că am dat drumul la filmarea asta să mai întreacă, să mai am un pic de activitate, să mai îmi treacă din somnul ăsta, că deci trec de la faza aia cu lumină în față și așa, la becurile astea e, hai de capul meu, jale. Acum cred că am coborât un pic și am un deal în față de nu se mai vedea așa lumina, da. Da, în 3 km o să fac stânga pe naționalul ăla mai îngust. O să trec pe lângă colegii mei, o să-i salut așa prietenește. Glumeam, nu fac de asta, îi las să se odihnească, că și ei mâine au la fel de frecat menta toată ziua și seara, încărcare și livrare. Bine că poate unii sunt mai norocoși și le dă cursa de Bristol, încărcare la 12 după masa și o termină undeva la 11-12 noaptea. Deci aia e cursa perfectă și cursa minune, ca să-i zic așa. E cea mai bună cursă de la Greenville.
posibilă. Acum să vedem ce mi-o dat mie, că în proporție de 95% mă întoarce la Greenwell, că doar nu mă urchem aici pe gol de la Newhouse la garaj. Ca să ar însemna iar să mai pierd undeva o noapte aiurea ca să pot să lucrez ziua, nici nu știu. Prietenaș, tu ai mers bine până acum, ce s-a întâmplat cu tine? Eu trebuie să fac stânga, nu-mi permit să te depășesc ca să-ți frânez în față după aia, cum de altfel faceți voi câteodată. Băi, ne mai vedem pe la Greenvale, să vedem ce lumină au ei în curte. Poate mai filmez și de acolo iar un pic și povestim. Greenvale. Asta e speed bumper-ul ăla nenorocit. S-a făcut și răcoare afară. Asta urlă într-una remorca. Deci am alergat-o pe drumul ăsta. I-am dat să-i sară prezoanele. Nu miroase a încins. Asta e bine. Bine, fiind goală, ce să se încingă la ea? Au. Da, deci mă uit la celălalt și nu vine să cred că de luminat este pentru ora asta. Hop cu trenul. Ia să vedem noi câtă lumină avem la rampe acolo. Aia este lumină slabă. Deci nu cred că are rost să vă filmez când bag la rampă, că nu vedeți nimic. Nici eu nu văd. Mamă, e beznă totală, da. Îmi pare rău. Cu următoarea ocazie mă duc să văd în ce rampă bag și ne vedem mai târziu. Îl știți pe Silviu Zombalău? S-a făcut 4 fără un sfert și credeți-mă că sunt zombie. Acum am ajuns și eu la cooperativă vieții. Și când mă gândesc cât am de stat aici, mă ia capul rău că ăștia te țin. Bine, nu mult, o oră, ce-i drept, dar la oboseala asta o oră pare o eternitate, să fiu sincer. Da, bine, boss, am ajuns. Așa. Nervosule, parcă la A4 trebuia să sun. Dacă zic că nu mai contează, nu mai contează.
sunat la A4, mi s-a deschis bariera, sănătate și virtute. Știu că la aici se circulă pe avarii în curte. L-am circulat eu întotdeauna, dar... mai respect așa și eu din când în când limita vieții, limita, Doamne, legea asta lor cu avariile. Bine, că aici cu puțin noroc o bag direct în rampă, dar ghinionul e că trebuie să aștept mult. Ăștia au muncit și noaptea la service, bagă și ăștia non-stop? Oare? Mamă, dar ce sunt râmpile astea libere așa? Cred că nu bag și eu în... 352? Normal că bag în 352. Pe mine de mă doare. Miroase un pic încins. Am zbârcit-o exact aici. Asta e, poți păți oboseala, spune cuvântul. Și nu numai. Se uită ciudat la mine. Ba, pula înterbegul lui. Trebuie să verific și o chestie. Procesare terminată. Pac, 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 pac. Publică. Și uitați așa, pentru prima oară am postat și eu un vlog de față cu voi. Gata, am terminat cu laptopul. Putem să-l închidem. Așa. Lăsăm aici, strângem după aia. Acum pot să-mi iau și telefonul, că nu mai folosesc pe post de hotspot. Mi-a venit și notificare,
Gata. Ne vedem după ce plec de aici. S-a făcut și 6 dimineața, aproape. E fără un sfert. Dar cam tot aia e. Am căutat și am găsit-o, pentru că știam de ea. O parcare cu copăcei și pe stânga și pe dreapta și departe de drum, ca să pot dormi și eu liniștit. Gata, acum ne vedem diseară, că iar încarc de la Greenvale, bineînțeles. Ah, ce arată muscaia. Deci iar încarc de la Greenvale, acum am două lucruri de făcut, să mănânc și să dorm. Ne vedem diseară. Da, bună dimineața pentru mine, bună ziua sau nici nu știu cum să zic pentru voi. Așa arată un scaun de man fără pic de aer în pernă. Da, se pare că am undeva la 5 atmosfere. E posibil să se fi tras și frâna de mână la vagon, nu știu dacă e vagon cu protecția asta pe el sau nu. Aștept un minut să se schimbe pe 9 ore și un minut, ca să fiu eu sigur de pauză. Formă voi da drumul la program. Mă voi da jos să verific siguranța la cuplă și gata, s-a făcut 9 ore și un minut. 14:45. Intrări, șoferul nu țară inițial UK și ciocănele. Deci 14:45. Să-mi notez și eu. Deci vreau să vă spun că am dormit decât 6 ore și sunt cam obosit un pic. Roțile le-am verificat mai devreme, când m-am dat jos să mă mai mișc puțin așa. Avem? Da, siguranța e pe partea alaltă. Dă-i pace, Silviule. Frâna de mână trebuie să verificăm. E bine. Nu știu de ce mă uitam eu pe partea asta la siguranță. Este cât se poate de bine. Să închid eu și trapa ca să dau drumul la aer. Da, deci m-am băgat la somn de dimineață după ce am mâncat și m-am trezit după vreo 6 ore, cu toate că aș fi dormit mai mult. Dar m-am trezit aproape sufocat, că n-am lăsat dimineața, când m-am oprit era frig și n-am lăsat niciun geam deschis, că era frig, și nici trapa, nimic. Și m-am trezit într-o zăpușală maximă în această cabină și n-am mai putut dormi. Ne desfacem și noi bidonașul ăsta cu apă rece, mai bea o gură. Plac astea cu suzetă, că sunt foarte practice. Așa îi zic eu, suzetă, da? Și 49. Oare am făcut și eu 5 minute de ciocănele, decât 2? Vai leu. Nu mai am răbdare. N-am cafea, vreau să mă duc să ajung la Greenvale să-mi iau cafea. Încarc pentru Turoc, dacă îi zic bine. Este în estul Londrei. V-am mai filmat vouă odată. Cursă grea. Cursă grea rău de tot. Mulți kilometri. Deci mai am eu 60, 58 până la
Greenvale și de acolo am 500 și ceva de kilometri și bineînțeles că voi avea drumuri închise la noapte, că am A1M, iar A1 până la Londra aproape și A14, dacă nu mă înșel, până în M11. M11 sau M1? M11 mi se pare. Nu mai sunt sigur. Indiferent, lucrări multe pe traseu. S-ar putea să avem multe devieri de la traseu și nu se știe dacă mi-ajunge programul. Asta e. Închidem geamul. Prinde și noi pozițiile, măcar, nu știu, nu suport să văd bordul ăsta stins. Dacă aici nu se folosesc farurile aprinse pe timpul zilei, nici măcar pe autostradă, nu le folosesc nici eu. Dar măcar pe poziții să merg să se aprindă acolo niște beculețe, nu știu, am eu o dambla, ca să zic așa. Hai de 4 minute, hai că nu mai în stare. Vreau cafea neapărat. 5 minute, ajungi. Prea multe verificări. Ce urât s-a auzit. Da. Turn left onto A68. Deci vreau să zic că mă doare capul de zici că sunt, aia e bordura mea. Eram sigur, dar n-am vrut să-i deranjez pe ăștia care veneau din față, pentru că mai știi ce, cu ce reclamație pentru condus periculos te trezești. Frumos locușorul ăsta, toate că am mai trecut pe lângă el. Și o cameră radar care mă tot uit după blițuri, că nu merg tocmai legal. Limita de viteză în Scoția este mai mică decât cea din Anglia. Și anume, pe național cu o singură bandă ai pentru camion limită de 64 de km pe oră, ceea ce înseamnă 40 de mile. Pe național cu două benzi pe sens ai 80 de km la oră, ceea ce înseamnă 50 de mile. Și pe autostradă ai limita normală de 60 de mile, adică 96 de km pe oră, față de Anglia, unde pe drum național cu o singură bandă pe sens ai 80 de km pe oră și pe cel cu două benzi pe sens se circulă în regim de autostradă, adică 96 de km pe oră. Bine, vă dați seama că eu nu ating viteza asta cu camionul decât la vale. Nu știu, n-am înțeles-o și n-am stat să caut o explicație prea bună la lucrul acesta. De ce? Bine, cred că, da, să nu fac o cacofonie, dar mă rog, camioanele sunt limitate la 90 pentru Europa. Sau, cred, nu știu, este doar o idee de-a mea. Altfel, nu văd de ce ar fi limita de viteză mai mare decât limitarea camionului. Habar n-am, nu știu. La vale îl las să curgă. Câteodată, nu știu, mă mustră conștiința și mai frânesc să nu iau cât un overspeed. Câteodată îl las să se înregistreze mult și bine. Nu știu, ar trebui să mă interesez, dar cum sunt eu mai leneș în capitolul ăsta, ținând cont că Google cam știe tot și mie mi-e cam lene să caut pe Google treaba asta, na, poți păți, ce să-i faci. Băi, și dacă tot mai sunt pe naționalul ăsta așa frumos, drăguț,
m-am gândit să mai discut o chestie cu voi. Nu sunt sigur dacă am mai discutat-o, dar bineînțeles, având un moment ăsta mai groaznic de plictiseală, m-am uitat și eu pe YouTube la una alta și am observat la cineva, nu dau nume că n-am nimic cu persoana respectivă, am observat o chestie în sensurile giratorii. Bine, acum o să vorbesc de mers pe partea dreaptă cu volan pe stânga, da? Adică nu de Anglia, că oricum englezii nu prea dau ei semnal în giratorii, asta e partea a doua. Dar eu n-am înțeles niciodată faza cu, să zicem că ai un sens giratoriu, da? Ai patru ieșiri, fix patru. Una la stânga, mă rog, da, la stânga, ce dacă circul pe dreapta. De fapt, haideți să o iau invers ca în România, da? Una la dreapta, una înainte, una la stânga și una de întoarcere, da? E, să zicem că vreau să circul pe direcția înainte. Eu nu pot să înțeleg faza cu, în momentul în care intri în giratoriu, semnal stânga, ci că semnal de intrare în giratoriu. Eu n-am auzit regula asta nicăieri. Deci chiar n-am auzit-o, ținând cont că dacă tu mergi înainte, în cel mai fericit caz, dai un semnal dreapta când ieși din giratoriu. Dar, mă rog, că pe mine chestiile astea, în general, fără nicio supărare sau fără nimic, chiar aveam, când lucram la piese auto, șeful de depozit era din Târgoviște, din Dâmbovița. Și tot mă ciondeneam cu el pe treaba asta. A avut o perioadă mașina stricată și am convenit cu el să mă duc eu să-l iau de la Târgoviște, erau 45 de kilometri și l-aduceam la muncă. Și, na, aveți sensul giratoriu, da? Pentru înainte, dacă este drum cu două benzi, avem banda întâi, banda a doua, da? Putem pe amândouă să o luăm liniștit înainte. După care de pe banda a doua putem să facem stânga și de pe banda întâia putem să facem dreapta. Sau un giratoriu mai, nu știu, mai neconvențional, că acolo a plecat toată discuția asta. Bine, greșeala a fost și a mea, dar greșeala a fost, da, fiți armusca de râs, greșeala a fost din altă chestie. Deci era un giratoriu cu o singură bandă, dacă mi-aduc eu bine aminte, sau cu două benzi, dar prima bandă era ocupată de mașini parcate, mai exact, cred. Știu foarte sigur că eram pe banda a doua, că pe întâia habar, pe întâia nu puteam să circul. Și în fața mea o mașină de Dâmbovița se apropie la, nu știu, 50 de metri de sensul giratoriu, semnal stânga. Eu zic, frate, face stânga în giratoriu. Mă bag frumos după ce se termină mașinile parcate, mă bag frumos prin dreapta lui să-mi continui drumul meu de înainte, să nu încetinesc cât încetinește el pentru manevra de stânga. Și la jumatea sensului giratoriu, poc, semnal dreapta și-mi taie fața. Nu știu, ziceți voi, greșesc eu? Sau el? Eu știam că, mă rog, semnal stânga îl dai în momentul în care virezi la stânga în sensul giratoriu, da, adică folosești a treia ieșire, ca în exemplu dat de mine mai devreme. Semnal dreapta când ieși din giratoriu, că ești pe prima, că ești pe a doua sau că ești pe a treia, mă rog, intri pe semnal stânga până la jumătatea giratoriului, până ai efectuat semicercul, da? După care schimbi în semnal dreapta că o să părăsești sensul giratoriu. În fine, acum nu știu cine, ce instructori au învățat manevra asta greșită. Eu așa o consider. Deci eu, dacă mi-aduc bine aminte, mi-am sunat atunci în contradicția cu colegul ăsta din Dâmbovița, l-am sunat chiar pe instructorul cu care am făcut eu școală de șofer să-l întreb de treaba asta. Și mi-a zis ceva de genul că normal se dă semnal la ieșirea din giratoriu, pentru, mă refer strict de circulația înainte în giratoriu, da? Deci a doua ieșire. Deci se dă semnal dreapta de părăsire și asta, opa, overspeed-ul.
Și asta este, nu știu, mă rog, este. Ăsta de ieșire se dă sigur, dar eventual pentru înainte poți să nu-l dai, că și așa nu incomodezi pe nimeni, că tu îți menții direcția, nu schimbi stânga-dreapta. Da. Mă rog, am avut ce spus și am zis și ce am avut de zis cu treaba asta cu giratoriile. Nu știu dacă am mai discutat-o sau nu. O să rog pe cineva mai, care a fost mai atent pe la vlogurile mele decât mine, să-mi spună, bă, ai mai vorbit de treaba asta, te repeți? Și cam asta fiind spuse, mă duc să încarc sau să schimb remorca, nu știu exact ce voi face. Voi vorbi cu băieții ăștia de la Greenvale și o să o tai spre Londra. Nu prea mă încântă deloc cursa asta. De fapt, mă încântă într-un fel că scap de Greenvale, dar nu mă încântă datorită dificultății traseului. Pentru că pe lângă drumurile închise, mai sunt unele drumuri care nu sunt raportate, sau unele, dacă vă aduceți aminte de data trecută, care sunt raportate greșit. De exemplu, știu sigur că data trecută eram pe A1, se făcuse înapoi M. Mie mi-arăta GPS-ul că este A14, sau mă rog, bifurcația la A1, era o bifurcație, nu mai știu cu ce drum exact. Vedeți-mă că m-am zăpăcit și eu. Era o bifurcație, mi-a arătat că bifurcația aia este închisă și că se poate circula în față pe A1M, când de fapt era tocmai invers. Deci A1M era închis și o puteam să ies pe bifurcația aia. Deci o nebunie totală și cu raportările astea pentru infotrafic. Da. Oh, ușor cu tata. Ușor că luam conurile de pe marginea drumului. Nu știu unde de fapt mă grăbesc, că sunt cu programul la limită. Tocmai era să scop porumbelul pe gură, că nu știu unde mă grăbesc. Mă grăbesc. Că dacă mă parcam mai aproape de ei, era mai bine. Aici era un semafor. Gata, s-au terminat. Aici erau lucrări. Era un semafor de ăla de lucrări. Văd că au încheiat cu aceste lucrări. Bine au făcut. Musca în continuare mă buzuie. Nu știu cum să, de fapt cum. Normal, când stai cu geamul și cu trapa deschise, o inviți să intre în cabină. Îi zici, hai te rog eu frumos, intră și stresează-mă. Ca să nu mai zic pe aia urâtă, că tocmai mă certea cineva că vorbesc vulgar. Da, este un mod de a mă descărca. În momentul în care mai scot niște vulgarități pe gură. Îmi pare rău pentru treaba asta, nu le fac intenționat. Dar mă descarc și mă ajută să mă mai liniștesc un pic. O să caut alte metode de a face lucrul acesta. Probabil o să închid camera, o să înjur până nu mai pot și după care o să-mi revin la filmare normal. Eu v-am zis că eu nu vreau să tai, să editez, să... Mă rog, să editez, de editat oricum editez, dar nu vreau să tai chestiile pe care le filmez. Adică dacă am scos un porumbel pe gură, așa este vlogul, cu porumbelul ăla scos. Da, dacă mă bâlbui, cum ați mai observat în multe vloguri de ale mele, așa am lăsat, cu bâlbâiala pe cameră. Nu am tăiat-o să zic eu, vai ce perfect sunt, ce nu știu ce. Nu. Cum am filmat, așa am lăsat. Consider că e mai ok așa, nu știu, din punctul meu de vedere. Păi, gata, v-am aburit destul, cred că v-am aburit iar un sfert de oră. V-ați plictisit deja de intervențiile mele astea lungi. Ne auzim și ne vedem mai târziu.
Da, a venit vremea pentru încă o pauză. Am făcut un sfert de oră la Greenvale. Dacă mi-a reușit filmarea, o să vedeți că am scos-o din rampă și m-am parcat imediat în față la ei. Acum am 3 ore și 22 de condus. Știu sigur că în următoarea oră voi mai găsi decât un singur services care este un pic mai în față și nu este Shell. Trebuie să mă opresc să alimentez și motorină și AdBlue. Și din cauza aceasta am ales Shell-ul acesta. Voi alimenta repede, cât se poate de repede, mă voi băga în parcare. Voi face o jumătate de oră pauză, după care îți dau lungă și întinsă încă 4 ore jumate. Mai am 375 de kilometri de făcut. Nu o să-mi ajungă să-i fac în 4 ore jumate. Lucru pentru care, mai mult ca sigur, o să mă duc la 10 ore de condus astăzi. Și după astea 10 ore, pauză. Este o parcare acolo cu plată la Turic. Este ieftină, 17 lire. E bine că toate pompele sunt ocupate. S-ar putea să mai găsim câte una, dar n-are AdBlue. Aici e, ba da, este AdBlue acolo. Da, deci cam așa am hotărât să împart programul pentru pompa Shell, pompa AdBlue. Atât. Da, deci alimentez repede, fac o pauză. Asta e ideea, că am condus acum 3 ore jumate, până mă mai conduc 4 ore jumate, mai în timpul celor 4 ore jumate mai fac un sfert de oră pauză și după care iar o jumătate de oră și mă duc cu programul la 10 ore dacă este nevoie. Dacă nu, știu că mi-a rămas o oră de condus. Ne vedem mai târziu. Așa, am revenit că mi-am mai adus aminte de o treabă. Că mă tot întrebați voi de consumul la MAN. Am reușit să-i găsesc setarea unde să-mi indice litri la 100 de kilometri și avem cam, deci la 2473 de kilometri făcuți, dintre care o singură noapte a condus-o colegul celălalt. Media de consum este de 28,6 litri pe 100 de kilometri. Surprinzător, chiar mă miră. Bine, ce-i drept, nici nu prea am fost încărcat. În afară de lădițele alea de alaltă ieri, greutate mare n-am avut pe el. Dar e ce trebuie. Acum, na, fiind în Anglia, bine, am avut și naționale și nu știu ce să zic, dar bine, pe România clar consumă mai mult. Dar mă uimește pentru motorul lui de 480 de cai, chiar e consum țiplă în comparație cu Iveco, să zicem. Și Mercedes-ul tot cam atât a consumat. Ba chiar săream cu el la 30 și câteodată. Da, interesantă chestie. Băi, vă filmez așa că nu mai știu unde mi-am pus suportul pentru cap de la cameră. O fi pe undeva pe aici, habar n-am. Trebuie că mă opri la următoarea pauză să-l caut. Dar oricum ne mai vedem la Turoc când ajung să descarc. Vă mai filmez de acolo când trag la rampă și după care nu ne mai vedem pe ziua de azi, ne vedem mâine când începe iar programul. Dar atunci ne mai vedem la Turoc.